vis-a-vis de criteriile concrete de ce eu consider că această cauză este inechitabilă și arbitrară. În primul rând, din materialele și din faptele care au fost făcute publice, este clar că inculpatul Volog a avut o stare de afect atunci când s-a prezentat la Curtea Supremă de Justiție și a cerut o hotărâre în privința sa, unde el a fost condamnat pentru faptul că s-a aflat în stare de ebrietate, și când el a văzut că singur judecători și lucrătorii Curții Supreme de Justiție sunt în stare de ebrietate. El doar a deschis ușa și a văzut că pe masă stau vodcă, coniac, divin, vin, șampanie și așa mai departe. Mesele au fost foarte pline de băuturi spirituoase în timpul de muncă și clar că el s-a enervat, practic, a fost într-o stare de afect. Cum voi puteți să mă condamnați pe mine pentru faptul că eu am fost în stare de ebrietate? Când eu am venit la voi să cer o hotărâre, voi singuri sunteți în stare de ebrietate și folosiți aceste băuturi alcoolice la locul de muncă. Evident că la dânsul s-a ridicat tensiunea și el a pălit de două sau trei ori cu pumnul în ușile Curții Supreme de Justiție, în ușile judecătorilor la care a venit și are hotărâre și pe care nu a primit-o. Vorbesc de hotărârea. E ceva normal și obișnuit pentru un om normal, care vede injustiția, care vede inechitatea în acest sistem de drept. În drept există așa o noțiune ca stare de afect, care exclude răspunderea penală. În drept există așa o circumstanță cum este provocare la comiterea faptelor ilegale. El aici a fost evident provocat la comiterea acestor fapte ilegale și prin comportamentul lucrătorilor Curții Supreme de Justiție care au ieșit din birouri și au început să-l jignească, prin cuvinte inclusiv și murdare, înjustitoare. Evident că pe dinsul asta l-a enervat asta, este ceva obișnuit pentru un om normal. De ce în aceste condiții generale din Republica Moldova, eu consider că la această cauză în special nu a fost aplicat principiul standardului dincolo de orice dubiu rezonabil, nu au fost respectate prevederile principiului prezumției de nevinovăție, nu a fost respectat principiul unei hotărâri motivate a instanței de judecată, deoarece ea trebuia să răspundă la toate aceste întrebări, la starea de afect, dacă a avut sau nu dreptul lucrătorii Curții Supreme de Justiție să întrebuințeze băuturile alcoolice la fața locului, la serviciul în incinta Curții Supreme de Justiție, cum se întâmplă că dumnealui a fost condamnat pentru starea de ebrietate când judecătorii singuri stau în starea de ebrietate și folosesc băuturile alcoolice la locul de muncă? Cum se întâmplă că el a fost provocat prin acest comportament ilegal la comiterea acestor fapte? Toate aceste circumstanțe nu au fost elucidate de către instanța de judecată, fapt care și-a adus la condamnarea dumnealui cu închisoare. Inclusiv faptul că în zi de muncă acele uși nu erau deschise. Este și aceasta o problemă. Deci eu vorbim de mai multe ori că trebuie să existe o transparență a activității instituțiilor publice în mod obligatoriu. Oricine trebuie să aibă posibilitatea să verifice cu ce se ocupă un funcționar public în timpul de muncă. Dacă nu fură, dacă nu torturează pe cineva, dacă nu comite vreun abuz, dacă nu ia mită, aceste sunt acțiuni ilegale care trebuie să fie supravegheate de către cetățeni, de către societate. Noi trebuie să verificăm dacă funcționarii publici respectă legislația și nu ne amăjesc. Cum ne putem să efectuăm această sarcină de verificare dacă toate ușile sunt închise? Clar că este imposibil. Ei și s-au închis special pentru faptul că au comis niște acte ilegale. Nu se permite la locul de muncă, mai ales în instituțiile publice, să folosești sau să întrebuințezi băuturile alcoolice, mai ales în Curtea Supremă de Justiție. Mai ales că ei mai au și acel filtru în care, înainte de a ajunge la judecător, înainte de a ajunge la funcționar, da, este polițistul, este care polițistul, cum, da, ia legătura cu el, deci nu ai cum să nu fie anunțat. Nu, chiar eu, ca avocat, nu pot să mă ridic la etajul 2 pe scările Curții Supreme de Justiție, deoarece sunt întâmpinat de polițistul acela care mă întreabă, unde te duci? Ce faci? Deci nu mai poți. Cer permisiunea, da. Eu trebuie să sun, cer permisiunea să mă ridic, spre exemplu, în cancelarea penală. Deci nu se surprinde niciodată dacă beau vin. Cât timp este acel gardian acolo?
Da, este o problemă vis-a-vis de funcționarea totală sau generală a instituțiilor publice din Republica Moldova, mai ales instituțiilor de drept a Republicii Moldova. Este o cauză rușinoasă pentru Republica Moldova, de ce eu nu mă mir. Au mai fost cazurile, nu este acest caz prim, nici nu e ultimul. Până când nu va fi schimbat sistemul, vom avea așa condamnări rușinoase în Republica Moldova și pe plan internațional. Și iată acum vreo 4-5 zile, când un grup de tineri a făcut protestul la Curtea Supremă de Justiție și întâi divale acolo lângă ASEM, iar ulterior au mers în deal pentru colegiul penal e acolo. Și când au ajuns de aici acolo, urma să înmâneze un cadou simbolic în cadrul protestului. Ăștia au încuiat ușa. Da. În zi de lucru, oră de lucru, da, era ușa închisă și am stat o oră acolo, iar funcționarii erau trecuți prin cantină, nu știu pe unde. Da, da, există, da, niște uși. Are cetățeanul vreun mecanism prin care se ceară responsabilizarea celor care dau în mod așa public, oră? Da, în mod public. Trebuie să ceară în mod public prin respectarea dreptului sau prin folosirea dreptului la liberă exprimare, articolul 10 al Convenției Europene, prin folosirea dreptului la liberă întrunire, conform articolul 11 al Convenției Europene. Alte căi, posibilități nu există. Deci, în judecată nu poți da. Nu. Nu ai cum să dai în judecată, deoarece ți-ai judici tot cu judecată, cu judecată. Da, dar poate încuia și toată ziua să fie încuiată, pentru că așa vor ei. Vin petiționare. Da, patru persoane n-au fost primite în ziua da. Ce. Da, trebuie să vă plângeți în mod public, să vă folosiți pârghiile și mecanismele democratice de critică a comportamentului persoanelor publice care se află la putere. Alte modalități nu există. În procesul penal al Republicii Moldova, procurorul este mult mai ușor să demonstreze vinovăția inculpatului decât unui cetățean să demonstreze vinovăția părâtului în procesul civil. Cu alte cuvinte, în procesul penal se aplică standardul mai simplu decât în procesul civil, ceea ce este absolut contrar principiilor europene. În drept internațional și în dreptul Consiliului Europei, în procesul civil trebuie să fie mult mai simplu de stabilit faptele și de stabilit vinovăția persoanei, decât în procesul penal procurorului trebuie să fie, conform standardului european, mult mai dificil să demonstreze faptele și vinovăția persoanei în procesul civil, în procesul penal. Da, asta e o problemă de legislație? Nu, este problemă de practică, deoarece în legislație la noi există prezumția de nevinovăție. Ea nu se aplică, deoarece nu a existat în timpul sovietic. De aceea, juriștii din Republica Moldova, care practică justiția și care participă la efectuarea justiției, nu aplică principiul prezumției de nevinovăție și acest standard despre care eu am spus. Că în procesele penale, standardul de probațiune trebuie să fie mult mai sever, mult mai riguros și mult mai dificil decât în procesele civile. În Republica Moldova, ceea ce nu puteți demonstra în procesul civil, din cauza imposibilității prezentării probelor, este posibil în procesul penal din partea procurorului să demonstreze aceste fapte și această vinovăție, deoarece standardul nu este corect, nu este conform celor cerințelor europene care sunt stabilite la ziua de azi.